Prima reacție din PSD, domnul Lucian Romașcanu este în direct cu noi. Vă mulțumesc, domnule Romașcanu. Oficial, așadar, liberalii spun că vor să meargă pe mâna lui Florin Câțu, actual ministru de finanțe, o persoană care a mai fost desemnată ca premier, care a conturat în jurul domniei sale un guvern, însă n-a mers cu el până la capăt, să spunem așa. Credeți că va fi varianta pe care va merge Klaus Iohannis? Ca să încep cu o glumă, cum aici divertisul, sunt sidefat de ce auzim. Ideea este... Se poartă de sărbători mai cu mai mulți clipici, așa, da. Mai punem un pic de beteală, da. Nu, ideea e în felul următor. Cred că domnul Câțu va fi candidatul de... Era să fie premier a doua oară. Dânsul n-are cum să fie candidat de premier în niciun film. Și să nu uităm că acea candidatură la mișto de care spune domnul Curea a fost cu scopul clar, știindu-i se antipatiile sau știind cât este de antipatizat, a fost propus special pentru a cădea acel guvern și a merge la anticipate. N-a avut alt scop să fie propus atunci și nu a creionat niciun guvern. Era exact același guvern. În acest moment, în afară de faptul că sigur, poate să-i luăm în serios pe liberali, dar asta ne spune un lucru extrem de trist despre acest partid care, prin niște ironii ale istoriei pe care le plătim cu toții, ajunge să dea un premier ca Orban și acum unul precum Câțu. Să nu uităm că dânșii nu au resursă umană. La București n-au avut candidat pentru premier, nu sunt în stare să propună un nume care să aibă cât de cât legătură cu fenomenul. Deci, din punct de vedere al meu personal, pentru că nu e un punct de vedere al partidului, cred că aceasta este propunerea cu care se duce PNL-ul, nu și cea cu care se întoarce. Cine credeți că va fi persoana pe care o va desemna Klaus Iohannis pentru a forma guvernul, pentru a forma majoritatea? Repet procedura, că e importantă. Președintele României este cel care numește, desemnează un premier. Acest premier trebuie să construiască o majoritate, trebuie să își formeze un guvern pe care să-l și testeze, să spunem așa, în Parlament. Da? Trebuie să arate că Parlamentul îi dă votul și se poate instala, da, pe mai departe. Așadar, pe mâna cui credeți că va merge Klaus Iohannis? În acest moment știm ce are pe masă, da? Da, Florin Câțu din partea PNL, Dacian Cioloș din partea USR Plus, UDMR au zis clar că ei nu vor prezenta un nume de premier. De la dumneavoastră, înțelegem că ultima variantă este Alexandru Rafila sau unul dintre cei patru, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dâncu, Alexandru Rafila, și cam aceștia sunt. Pot fi, deci, procedura pe care ați menționat-o spune foarte clar. Președintele nominalizează, dar ca să nominalizeze trebuie să se consulte cu partidele parlamentare. Exact. Încă nu s-a consultat, asta este doar propunerea PNL-ului. Nu pot să vă spun eu cu ce nume vine. Eu vă spun cu ce nume ar fi normal să vină, și ăla este Alexandru Rafila, pentru că ar trebui să cheme PSD-ul primul. Dacă nu va face așa, o să vedem. Vedem că weekendul e sfânt, o să mergem cu nominalizarea mult prea târziu. Dar una peste alta, încă îmi doresc în al 12-lea ceas ca acest președinte să fie al tuturor românilor și să respecte spiritul Constituției. Vreau să merg la Bogdan.